Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 2.300.000 de lei, din care 552.500 de lei în domeniul securității și sănătății în muncă într-o singură săptămână. Inspecția Muncii a desfășurat în perioada 24-28 august 2015 acțiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 2.358.200 de lei. Au fost depistate 251 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea, 29 erau din județul Călăraș, 20 din județul Brașov și 16 din Neamț. În domeniul relațiilor de muncă la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 1.805.700 de lei pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără contracte individuale de muncă. Inspectorii de muncă au făcut 12 propuneri de cercetare penală. Au fost sancționați 371 de angajatori. În aceeași perioadă, în domeniul securității și sănătății în muncă, s-au aplicat amenzi în valoare de 552.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 51 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. 23 dintre ele s-au înregistrat în București. La nivel național au fost dispuse 4 opriri de echipamente și 3 sistări de activitate pentru a se evita accidentarea lucrătorilor.